Mă numesc Pârvă Leonard, sunt din Plopeni, județul Prahova și am venit să transmit un mesaj la X-Factor. Ce mesaj vrei să transmiți? Am un mesaj special, o piesă scrisă de mine, o piesă despre copiii cu dizabilități. Ai pe cineva în familie care are probleme? Da, sora mea. Mi-e greu să vorbesc despre ea. Nu știu. Ce înseamnă? Totul. Cât de mult îl iubești tu pe Leo, pe fratele tău? Păi, cam 100%. Leo are grijă de mine și... Are tetrapareză spastică, așa s-a născut, face recuperare de la un an, acum are 7, a trecut și printr-o operație la Chișinău, de atunci merge puțin mai bine, îmi doresc foarte mult să se facă bine. Ești fericit? Da. Este foarte deșteaptă. Încă de la 3 ani știa foarte multe pentru vârsta ei și acum este la școală, clasa 0, învață foarte bine. Cum vă jucați voi dimineața? Îmbrățișeri, pupici. Da? Așa. Ne jucăm de dimineață. Ne iubim. Eu îi doresc să treacă mai departe, să vină fericit acasă. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. We have lost the way. Greed has poisoned men's souls. Într-o Românie plină de complexitate, om curat să recunosc că am o soră cu dizabilitate, o iubesc și este totul pentru mine, că e diferită, frate, asta nu e o rușine. Când copiii merg în vacanță la mare, sora mea pleacă din nou la recuperare. Când copiii sănătoși merg la distracții, la research revine, iar din operații mă trezesc uneori în miez de noapte. Din camera mamei se audă doar șoapte, o văd cum stă și plânge în rugăciune. Doamne, ajută să-mi fie fata bine. Pentru un om cu picioarele goale, fericirea este doar o pereche de sandale. Dar pentru cel olog se știe să meargă și desculți ar fi o bucurie. De aceea stați puțin și analizați fericirea, nu o mai măsurați în lucruri, bogăție sau valută. Sănătatea omului este cea mai scumpă. Am învățat că în viață oricând poți să pici, dar nu trebuie să renunți, luptă și o să te ridici. Dizabilitate nu este o boală, ci copiii speciali frecventează o școală. Au ambiții, idealuri și vise, chiar dacă uneori ușile sunt închise. Voi parlamentari, ce legile le dați de acești copii să nu mai uitați. Pentru voi, ei sunt handicapați, pentru noi, colegi, surori sau frați. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mă.